Dacă noaptea-i nebună, te mai văd pe pământ, pe lună. Visul răsare în glastră sau la fereastră. Drum îmi mai fac azi prin lume. S-aud ce spune. Drum îmi mai fac azi în stradă. Doar să mă vadă, doar să mă vadă. În orașul cu floare de tei mai aud și acum pașii tăi. Și nu vreau la Paris sau Rio și nici adio. În orașul cu floare de tei mai aud și acum pașii tăi. Și nu vreau la Paris sau Rio și nici adio. Astăzi pe banca cea veche te mai stau să te am pereche. Clipa nu vrea să mai moară, doar să mă doară. Nu am vreo ură în privire. Dau de știre, mai văd un înger de-o clipă, cu o aripă, doar cu o aripă. În orașul cu floare de tei mai aud și acum pașii tăi. Și nu vreau la Paris sau Rio și nici adio. În orașul cu floare de tei mai aud și acum pașii tăi. Și nu vreau la Paris sau Rio și nici adio. În orașul cu floare de tei mai aud și acum pașii tăi. Și nu vreau la Paris sau Rio. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom discuta puțin despre independența financiară de la vis la realitate. Chiar așa este? Eu aș adăuga totuși de la scop la realitate. Trebuie să distingem foarte clar ceea ce înseamnă vise, care sunt mai mult sau mai puțin sustenabile și fezabile, sau care, să spunem așa, sunt mai mult sau mai puțin cuantificabile. Există, așa cum știți și dumneavoastră, niște obiective SMART care pot fi cuantificabile, care pot fi urmărite pas cu pas. Independența financiară este un astfel de obiectiv. Sigur că dacă îți propui, de exemplu, să cucerești o femeie, poate fi complicat, fiindcă sunt tot felul de elemente, nu-i așa, care te pot lua prin surprindere, sau sunt tot felul de elemente care poate nu se află sub controlul tău. Sigur, și aici poți să spui că volatilitatea pieței de capital nu o poți controla, și e adevărat, însă poți controla multe alte chestii. Poți controla instrumentele în care investești, poți controla rata de economisire, poți controla modul cum aloci capitalul tot deodată sau pe parcurs sau în incremente sau și așa mai departe. Eu zic că ai suficiente elemente de control, de analiză, astfel încât să consideri un astfel de obiectiv, nu neapărat un vis, cât un scop care poate să devină cât se poate de concret realitate. M-am oprit la un articol, fiindcă am văzut că este scris de o tipă și mi s-a părut interesant că în această comunitate de educație financiară, de oameni care vor să ajungă independenți financiari, există, iată, și femei, nu doar bărbați. Aveam cumva senzația că femeile sunt preocupate mai mult de aspectul acesta al consumerismului și bărbații sunt de cealaltă parte
preocupați cu economisirea și investițiile. Însă iată că nu este chiar așa. Există și femei care sunt preocupate, sigur, de latura asta mai erotică, dacă vreți, a independenței financiare, adică mai mult vorbim aici despre dezvoltare personală, vorbim de niște concepte, să zicem așa, mai generale și nu neapărat de a intra foarte în detaliu de pe management de portofoliu, risk and reward și așa mai departe, însă cred că acest gen de articole pot avea la o adică o priză mai mare la public, fiind mai puțin tehnice și, bineînțeles, au și ele rolul lor în a înțelege de ce facem ceea ce facem și în a da un sens acestei frugalități care pare să pară pentru foarte multă lume fără sens sau complet lipsită de sens. Ei bine, sensul îl capeți atunci când înțelegi de ce faci ceea ce faci, atunci când ai un obiectiv și atunci când te ții de acel obiectiv și ai observi cum obiectivul ajunge să fie îndeplinit pe pași incremental pentru a nu, atunci când îți impui un obiectiv, dacă este prea mare, să spunem, distanța până la el, ar putea să fii descurajat să-l parcurgi și tocmai de-aia o abordare incrementală este mult mai sănătoasă și practic repeți ceea ce funcționează, dar echipa câștigătoare nu se schimbă, repeți același lucru în mod constant, astfel încât la un moment dat, parcurgând pas cu pas, să parcurgi tot drumul. Vă voi citi puțin din acest articol, iată, femeia independentă, cum să atingi independența financiară. Bine, aș face o mică distinție, fiindcă am observat că sunt persoane care consideră că a fi independent financiar înseamnă a moșteni, nu știu, a moșteni niște proprietăți sau a moșteni pur și simplu niște active. Și atunci mai adaugă și ei un pic muncă extra și gata, sunt independenți financiari. Eu, din punctul meu de vedere, independența financiară se câștigă și se câștigă pornind de la zero, nu pornind deja cu un avantaj față de ceilalți, dacă vorbim de un obiectiv corect pe care să ni-l asumăm. În momentul în care tu, de fapt, te mai folosești de, nu știu, un apartament de al străbunicii, un apartament al bunicilor, cumva mistifici ideea asta de independență financiară, adică, sigur, chiar dacă nu este meritul tău, e bine să ai și astfel de avantaje, însă, ca să fim totuși exacti, independența financiară trebuie gândită ca pentru unul care pleacă de la zero. Da? Nu pot să zic că am ajuns independent financiar având, de fapt, două proprietăți pe care le-am primit fără să fac nimic. Nu, aia nu. Puteai să nici nu știi ce e independența financiară și oricum le aveai. Da? Deci independența financiară înseamnă o chestie asumată, conștientizată, când pornești de la zero și încerci să îndeplinești un obiectiv. Fără a intra foarte specific în detalii care este suma necesară pentru atingerea independenței financiare, ceea ce sigur depinde de aspirațiile fiecăruia. Vreau să mă refer un pic la ce se menționează în acest articol, trecând un pic peste partea introductivă, în care se specifică că educația financiară este la un nivel prost în România, că recent, într-adevăr, au apărut, este o comunitate în creștere, au apărut mai mulți educatori financiari pe această zonă. Am văzut și eu în ultima vreme o creștere a awareness-ului pentru partea asta de economisire, pentru partea de investiții, însă, din punctul meu de vedere, încă insuficientă, această piață este încă virgină în înțelegerea riscurilor atașate investițiilor și, din păcate, asupra acestui lucru vreau să mă aplec mai mult. Bine, aici se discută despre independența financiară ca fiind o sumă de bani aflată, generată de activele pe care le ai, care să-ți acopere cheltuielile curente, facturi, utilități, mâncare, rate, haine, educație, asigurări de viață. Mă rog, asta știu că din punctul meu de vedere ar fi mai mult atașată idei de siguranță financiară. Independența financiară presupune să-ți asigure întreg stilul de viață pe care l-ai în prezent, adică inclusiv poate niște nevoi superioare, nu știu, mers la teatru, nu doar haine și... Deși cred că pentru mulți români s-ar putea să fie suficient ce vedem aici, însă, sigur, trebuie să luăm în calcul și o vacanță, poate o dată pe an, nu trebuie să urmați, acum, exemplul meu, n-am fost într-o vacanță de 5 ani, nu, nici vorbă, cum a zice domnul Dan Sulica, și vacanțele au rolul lor, trebuie să avem și acel borcan al plăcerilor, ca să ne și bucurăm puțin de viață, fiindcă așa ne menținem interesul pentru a face bani în continuare, dacă nu cheltuim nimic, dacă nu cheltuim nimic, n-avem nicio plăcere, ne transformăm într-un om lipsit de nevoi și până la urmă, dacă ești extrem de lipsit de nevoi, știi, poți să trăiești și cu cartofi cu ceapă.
Dacă n-ai chirie, poți să trăiești, cred că și cu 1200 de lei în România, la un nivel foarte de jos, însă nu cred că ăsta este dezideratul pe care cei mai mulți le au, este totuși o viață echilibrată, o viață care să ne asigure, bineînțeles, un trai decent, să ne asigure nevoile de bază, dar și niște nevoi superioare. Cum ajungem la independența financiară? Nu se iau în calcul cei care prins moșteni sau câștigă la loto. Păi bine, măi, Daniela, eu nu cred că tu ai plecat chiar de la zero, fiindcă în articolul acesta se menționează mai jos, cum că și-a impus un obiectiv, o să citim imediat, și că în 7 ani a ajuns independentă financiară. Păi ori aveai un venit activ fabulos, ori ai avut deja un punct de plecare, că n-ai cum să ajungi independent financiar în 7 ani, mai ales cu rentabilității de acum, sau ai cum să ajungi independent financiar în 7 ani, dar nu prin investiții, fiindcă investițiile n-au timp să se compună și niciun caz la un randament suficient de satisfăcător ca să atingi independența financiară în 7 ani. Vă zic sigur că n-ai timp să compui nimic în 7 ani. 7 ani, deci e o glumă drăguță, dar nu. Iar dacă vorbim de investiții, de independență financiară în 7 ani, doar prin economisire, sigur, dar e o independență financiară care n-are legătură cu ce discutăm aici, partea de investiții. Adică doar să strângi bani, oricine poate să facă chestia asta, da? Crești venitul activ, sigur. Bun, pașii de la vis la independență financiară, mă rog, n-aș zice vis, pentru că nu mi se pare că e un vis, mi se pare că e o chestie pe care chiar o poți urmări constant, frate. Deci, unde mă aflu acum? Care este valoarea activului net luna aceasta? Cât mai am până la milestone următor? Chestia asta poți să o faci, chiar poți să o faci, adică nu văd de ce ar fi un vis. Visul presupune o chestie greu, nu știu, vreau să ajung pe lună, ăla e un vis, știi, nu știu dacă se va întâmpla vreodată, da? Chestia asta, sau vreau să mă cuplez cu, nu știu, Uma Thurman, da? Da, poate fi vis, fiindcă, știi, nu știu dacă se uită Uma Thurman la mine, știi? Îți stabilești ca obiectiv că vrei să devii independent financiar. Asta e corect, trebuie să plecăm întotdeauna de la obiective, da? Obiective smart, obiective cuantificabile. Odată stabilit și acceptat acest obiectiv, începi să-ți construiești un plan financiar pe termen scurt, mediu și lung și să te educi financiar. Ok. Practic, ai o țintă pe care să o atingi, mai urmează să găsești cele mai bune modalități. Bine, îți stabilești suma pe care te poate face independent financiar, îți analizezi aptitudine, oportunitățile și te apuci de treabă. Îți crești veniturile. Cel mai la îndemână lucru pe care poți face este să câștigi mai mult, indiferent dacă ești angajat, freelancer sau antreprenor. Bă, ușor de spus, dar greu de făcut. Dacă acolo unde ești acum nu-ți permite să-ți crești venitul, ia în calcul schimbarea jobului, deschiderea unei afaceri, chiar și un al doilea job sau munca pe cont propriu. Munca mai multă nu presupune obligatoriu și venituri mai mari. Important e să fii un bun profesionist, să livrezi calitate. Afacerile sunt foarte riscante. Citisem o statistică cu 80% din antreprenori dau faliment sau nu fac nimic. Cred că chiar domnul Căruța cu banii a atașat-o. Deci, ideea asta cu deschiderea unei afaceri are atașat un factor de risc mult mai mare decât piețele de capital de cărora mulți le este frică. Economisești indiferent cât de mult câștigi, economisirea este esențială, faptul că reziști tentațiilor de a cheltui pe o haină pe la la îți arată că ești pe drumul cel bun, munca ta nu este în zadar, economia îți demonstrează că ești pe drumul cel bun. Bă, dar unde am citit, mă, că a zis tipul asta că ea în 7 ani s-au învisat? A? Am visat? Păi n-a zis, mă, că în 7 ani, a zis undeva, jur. Banii economisiți trebuie să muncească pentru tine mereu, deci a sosit momentul să investești. În funcție de profilul de risc și de înțelegerea pieței, poți investi în vehicule cu randamente mai mici, dar puțin riscante, obligațiuni de stat, în imobiliare, aici însă trebuie să ai sume mari economisite, cu randamente medii și posibilitatea de apreciere a imobilului dacă l-ai cumpărat la un preț corect, sau în acțiuni mai riscante, dar și posibilitatea de a primi dividende și de aprecierea a prețului. Băi, desigur a zis undeva că în 7 ani, că de-aia ziceam. Se părea... Deci în 7 ani, în primul rând, mi se pare greu și să economisești sumele casa. Deci sigur a plecat cu ceva, n-a plecat de la zero. O chirie, o de-asta, o moștenire, o străbunică, o bunică, o știi? Și după aia, chiar dacă ai plecat de la zero, păi n-au timp să se compună în 7 ani investițiile tale. Sau nu suficient. Adică, principala forță motrice înseamnă că a fost economisirea și atunci
partea de investiții n-a apucat să se întâmple. În ceea ce privește real CAGR, despre ceea ce vorbim, randament compus, randamente mici, dar puțin, mai puțin riscante, obligațiuni de stat. Păi n-ai niciun fel de randament real, mai ales în zona, în zona euro, dacă vorbim, în zona țărilor dezvoltate, risk free rate-ul are valori negative, deci nu e indexat nici măcar cu inflația. Bun, să zicem că găsești, nu știu, depozite în euro și ești indexat cu inflația. Dar real CAGR e zero, deci n-ai cum să crești cu obligațiuni de stat, asta doar pentru conservare. Imobiliare. Despre imobiliare voi mai discuta într-un video următor și vă voi explica de ce nu sunt un activ pe care ar trebui să-l avem în portofoliu și acțiuni mai riscante, dar și profesionale privind dinamici de aprecierea prețului. Nu cred că sunt mai riscante, eu cred că sunt cele mai puțin riscante acțiunile. În perioada actuală chiar este un indice, indicele volatilității, care ne arată că acțiunile sunt la un nivel extrem de jos din punct de vedere al risc perceput ca volatilitate. Acum, dacă vorbim de cineva care vrea să aibă un orizont pe termen lung ca să se poată și compune acele acțiuni pe care le tot ia, noi nu putem discuta de perioade de 7 ani, de 5 ani, de 10 ani, vorbim de peste 10 ani. Ori dacă vorbim de peste 10 ani, vom vedea că riscul în acțiuni nu prea există, mai ales dacă noi nu investim în acțiuni individuale, ci în fonduri de index care ne elimină complet acel risc de permanent capital loss. În video următor pe care îl voi înregistra tot acum, dar probabil îl voi atașa mâine, vă voi explica de ce imobiliarele nu reprezintă o investiție sustenabilă pentru români și pentru cei care vor să atingă independența financiară. Vă urez o zi bună, doamnelor și domnilor, și nu uitați, dați like, share, subscribe și adresați-mi întrebări dacă aveți în secțiunea de comentarii. Toate cele bune, numai bine și la revedere!